bucuria sfințenii tinerilor. Și o altă temă legată, bine, sunt câteva lucruri, așa că pot să vă spun, așa că am făcut tot ce terminăm, despre muzica și tinerii. Și vrem să invităm, sigur, părinți sau din diferiți interlocutori de forță în cuvânt, invităm și pe părinții de Sorin, acum public, la o astfel de cuvântare, dăm o temă de gândire de lucru, așa, și probabil dacă va fi și Părintele Gabrilă, de la Biserica Rusă, mi-a spus că ar dori, ar putea, atunci vom face o seară frumoasă. Dacă nu avem loc aici, o să ne mutăm și vis-a-vis Muzeul Georgenescu, o să am cel mai mare decât aici, și să facem un lucru mai frumos în activitatea aceasta. Noi îi mulțumim Părintului și mulțumim Părintului Marius că ne-a propus această inițiativă și domnule profesor care a mijlocit această, să zicem, frumoasă seară, întâlnire, care va dura și o jumătate de oră, adică, pardon, două și jumătate, așa, îi dăruim simbolic o copie după icoana Sfântului Vasile cel Mare, dictată, și acum o spun public, nu aș spune nimeni până acum, dar am descoperit, este dictată de Irineu Procerco, este o icoană pe care o avem în Sfântul Altar, deci este o capodoperă, este un, să zicem, o minune că se află noi în Biserica Descoperirii de curând, o ionorim pentru că este camera întâi a Bisericii și, bineînțeles, o copie aproape 100% din lemnul Sfintei Cruci, ca să ne poarte și pe noi în bucuria Sfinției sale, mai ales că realizează emisiuni foarte frumoase legate de știință și teologie la Trinitate. Și acolo, sigur, poate se va gândi să formuleze în așa fel încât să ajungă și aceste bucurii acolo, în spațiul de misiune. Mulțumim! Cei care doriți să vă scrie mai trebuie un autograf, așa, eu îl rog primul să-mi spun să scrie aici, să trebuie să iertați. Așa? Dacă nu te vorbim.